Nu se aude. Primiți cu colindul! Dacă și-a treia oară înseamnă că e adevărat. Primiți cu colindul! Mulțumim frumos, gazda aleasă. Ce adunare frumoasă, nu știam de sala asta, este superbă. Cred că e una din cele mai mari săli din România, 1500 de suflete. Nu ne raportăm la trupuri, mai ales că dacă ne uităm, ieșim pe străzile Bacăului, dacă deschidem televizorul, numai despre trupuri se vorbește. Cumpărați, cumpărați, împingeți cărucioare. Foarte frumoasă această întâmplare și l-aș aplauda pe arhiepiscopul nostru, Ioachim Băcăuanu. Înalt preasfinția dumneavoastră, să știți că cum faceți, cum dregeți, tot răudați. Erau niște oameni afară, vine foarte multă, e foarte multă lume afară, să știți, sunteți niște privilegiați, niște fericiți că ați intrat în această sală frumoasă. Sunt foarte mulți oameni afară care sunt supărați că nu au reușit să intre în sală. Sunt 1600 de locuri, data viitoare pe stadion ar trebui făcut aceasta. Și nu glumesc! Cred că ar fi frumos ca pe stadion ca să încapă toată lumea. Mi-a plăcut foarte mult gestul protopopului Costică Busuioc, care a tres Busuiocul. Când a spus și sper ca preoții, fețele bisericii, să nu se supere pe această întâmplare, când a spus să rugăm preoții din protopopiatul Bacău să dea loc creștinilor, să dea loc credincioșilor. În momentul ăla am văzut o scenă din Biblie, cum mi-a venit în momentul ăla așa, într-o fracțiune de secundă, cu Mântuitorul Hristos spăla picioarele slugii sale. Da, să trecem la prezentarea acestui eveniment și sunt aici 1500, cred că mai mult de 1500 de oameni și asta înseamnă că vreo câteva mii de oameni vor afla din gurile dumneavoastră despre această frumoasă întâmplare. Am ajuns în, cum se spune, cea mai frumoasă perioadă a anului. Aveam o discuție cu cineva și spune, bă, cum să spun, era o reclamă la radio și spunea cineva, cum să spun că e cea mai faină perioada a anului, că nu se poate face plajă, nu se poate, e urât afară. Zic, da, frumusețea vine din interior, din lumina, soarele vine din interior. Și asta ar trebui să învețe și acești copilași pe care îi țineți în brațe. Multă lume spune, și în general adulții, parcă n-a fost Crăciunul ăsta așa de, nu știu, n-am simțit, nu știu, sărbătorile astea nu mai au farmecul de altă dată, nu mai e Crăciunul ca atunci în copilărie. Păi da, e normal, în momentul în care tu te raportezi la materie, atunci când eram mic, de ce era Crăciunul altfel și parcă trecea altfel? Pentru că aveam niște scopuri spirituale, să învățăm o colindă, să mergem cu bunica la biserică, să ținem o leacă de post, cum spunem noi moldovenii. L-așteptam pe Moș Crăciun, stăteam cu năsucul lipit de geam, nu de tabletă, copiii se aude. Ce-ți dorești să-ți aducă moșul? Un smartphone, nu? Și normal, atunci când te raportezi la materie, totul trece. E ca și cum ai mânca o șaorma. Mănânci o șaorma, peste 2-3 ore se digeră, o elimină corpul, se trage apa și așa mai, rămâne ceva, nu rămâne nimic. Ai senzația, băi, am mâncat-o și o oră, parcă nici n-am simțit-o, e foame iar. Pe când, raportându-ne la spirit, spiritul nu trage apa niciodată. Amintirile rămân. De aceea, Crăciunul, pentru unii dintre noi, este așa trecător și parcă nici nu l-ai simțit. Păi cum să-l simți când 2-3 zile iei colebil? Nu știu ce mai faci, nu, nu. De câțiva ani, de când stau în București, am câțiva prieteni cu care mă urc în mașină și slavă Domnului, lângă București sunt multe locuri liniștite și frumoase.
Mănăstirea Cădărușani, Mănăstirea Țigănești. Și că de multe ori am avut senzația că, nu știu, mi-aș petrece acolo Crăciunul și să... Întunericul ăla din biserică și atmosfera aceea mistică îți dă așa o senzație încât n-ai mai plecat de acolo. Dance Mihăilescu, cel care, omul care aduce cartea, care din păcate, știți prea bine, dacă aducea carnea, probabil că rămânea. Emisiunea rămânea în grila de programe, dar dacă aduce cartea, mai greu. Trebuia să facă emisiune omul care aduce iPad-ul. A pus la un moment dat o întrebare, a fost la Atos și a zis, una din întrebările sale era, oare am plecat de la Atos? Să știți că așa este, am avut plăcerea și invit toți bărbații care au posibilitatea să meargă la Atos. E un loc din care nu mai pleci, îți rămâne sufletul acolo. Și în momentul, după patru zile, patru nopți și cinci zile de stat la Atos, am fost vara și am avut senzația de iad când într-un orășel mic de lângă Muntele Atos, ieșisem din Muntele Atos și eram cu niște prieteni, ne întorceam cu mașina apoi la București și am oprit să cumpărăm niște apă, niște de ale gurii. Și am avut senzația de iad venind din liniștea aia, de unde călugării de acolo îmi spuneau că pentru a fi fericit avem nevoie de foarte puține lucruri. Când am intrat într-un fel de metro, Selgros, Lidl, nu știu ce era ăla, erau bărbați cu femei care împingeau cărucioare, nevasta îl certa pe bărbat, ai luat bere și hârtie igienică și pembă și la coptin n-ai luat. Da, am o poezie compusă pentru acest eveniment și apoi trecem la spectacol. Am trecut astăzi cu drag spre oameni cu suflet mare al Episcopiei Prag în ajun de sărbătoare. Bucuria ce o simt nu încape în cuvinte, o spun fără să mă alint, nu sunt sărbători mai sfinte. Ceva mai creștin nu este, e vremea pentru minuni, Crăciunul e o poveste, e un semn să fim mai buni. Crăciunul nu înseamnă mall, shopping, colinde străine, sufletul ar fi mai gol fără Dumnezeu în tine. Crăciunul este despre post, merg la slujbe, fapte bune, n-ar mai avea niciun rost fără un strop de rugăciune. Nu-i despre grătare aprinse, despre cât beau, cât mănânc, ci despre dorințe, vise, nașterea pruncului sfânt. Vin cu drag de sărbători să ascult corul madrigal, adevărați păstrători ai spiritului național. Căci îți naște acest cor senzația aia frumoasă când de casă ți este dor, chiar de ești deja acasă. Române, să fii acum mai darnic și mai cinstit, mai umil, mai cald, mai bun. Să ai Crăciun fericit! Sper ca și la anul să vină corul Madrigal și mă bucur că este o acțiune gratuită, adică Arhiepiscopia a plătit pentru ca să intre toată lumea. Și cei cu posibilități, dar și cei cu mai puține posibilități. Primim acum în aplauze furtunoase invitații noștri, corul Madrigal, iar primele cântece Mărire între cele înalte, O ce veste minunată și podobia din oratoriul de Crăciun.
Oh,
Mai puternici aplauzele, dacă v-a plăcut. Înainte de următorul calup de colinde, vreau ca să cunoaștem pe doi soliști pe aici din Corul Madrigal, care sunt din Bacău. Să fac un pas în față. Haideți! Ei sunt bacăoanii cu care ne lăudăm din Corul Madrigal. Vom asculta Vine Crăciunul pe Sară, două colinde românești soliști, Rusenescu Cristian și Domnuleț și Domnul din Cer. Să cântăm, 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 să cântăm
Thank you.
Naționala de Colinde a României sau Banca Națională de Coruri. Am înțeles că în România există 3.000 de coruri, din care vreo 2.500 ale bisericii. Astăzi, la Bacău, dimineață, am fost la parohia Sfântul Dumitru. Veneam de multe ori, trecând prin Bacău, veneam de la Iași, mergeam către București și vedeam pe dreapta biserica aceea mare, frumoasă, n-am intrat niciodată. Spre rușinea mea, azi a fost prima dată și nu știu cine, n-am reținut numele părintului parohului, dar vreau să-l felicit, pentru că peste 100 de copilași amărâți mâncau acolo. Și nu mâncau acolo doar astăzi că e sărbătoare, mănâncă în fiecare zi. Aplauze pentru chestia. Deci, m-am mirat pentru că lucrul ăsta nu se cunoaște. Deci n-a făcut nimeni reclamă. Și după aia apare pe la, nu știu pe unde, că biserica nu face nimic. Acum, astă vară, am filmat o emisiune pentru Antena 1 și undeva l-am cunoscut la o mănăstire, nu mai țin minte, undeva în munți, era un părinte, părintele parom, și avea un așezământ pentru bătrâni. Mai dădea de mâncare unora pe acolo și a zis, părinte, de ce nu spuneți lucrurile astea? Și s-a uitat moșul la mine, că era trecut de o anumită vârstă, și zice, ui, pus dugane, dar tu te credeam băie deștept, tu crezi că Dumnezeu are nevoie de reclamă? Adevărul că atunci când faci o faptă bună și ajuți pe cineva și îți pui numele pe fapta aceea bună, nu mai, nu știu, ceva nu mai e în regulă. Vorbeam cu un prieten de la Sighet care a făcut la un moment dat mult bine. La începutul anilor 90, omul îmi povestea că făcea bani cu nemiluita. Așa era atunci la început, așa au început toți și simțea el că nu este ok. Că, la un moment dat simțea că nu sunt banii lui și a început să ajute pe unul, pe altul. Oameni amărâți. Veneau ca la Gigi Becali, erau acolo la ușă. Și la un moment dat s-a terminat cu treaba asta, a trebuit să-și angajeze un contabil, să pună o rânduire, să n-a mai putut să ajute cum ajuta. Oamenii s-au supărat. Au început să țipe, să urle, că unde-s banii noștri, că ești un... Știți cum se spune. Și a sunat un călugăr. Și călugărul i-a zis, n-ai făcut bine, n-ai făcut bine pentru că nu erai pregătit să faci bine. Când faci un bine, îl faci anonim. Pentru că tu ești mâna lui Dumnezeu, că Dumnezeu acționează prin oameni. Tu ești o cărămidă, o bucățică. Dumnezeu prin tine a lucrat și tu crezi că Dumnezeu iubește concurența? Hai să trecem mai departe. Natalis Domini, solist, Maxim Denis.
Thank you.
Aplauze și pentru dirijorul Anca Ungureanu. Și ca să vă dau din casă, Ana este unguroaică. 100% unguroaică de la Sfântul Gheorghe, care s-a căsătorit cu mine, acum le orânduiește Dumnezeu, cu domnul Ungureanu. Mulțumim frumos! Suntem ceea ce bem, suntem ceea ce mâncăm, nu? Dar cred că mai presus de asta suntem ceea ce ascultăm. Pentru că muzica înseamnă emoție și depinde la ce fel de emoție te raportezi. Mi-am adus aminte că aici, un pic mai încolo, la Târgu Neamț, o cunoștință pentru care am prezentat un eveniment, avea o firmă mare, îmi povestea la un moment dat ceva ce are legătură cu muzica. Omul a făcut cancer și s-a dus și s-a operat la... și a permis. S-a dus la o clinică din Bolonia. Și după operație, totul bine, frumos, omul e sănătos, acum e vesel, se bucură de viață, de familie. Îmi povestea că un doctor, unul din marii doctori de la clinica din Bolonia, l-a întrebat, ce muzică asculți? Zice, nu mai știu, acum, nu știu, tot ascult de toate, și de una, și de alta, și mai bună, și mai proastă. Ce fii atent, te duci acasă și dai pe YouTube, sau îți cumperi CD-uri, te duci la biserici, muzică religioasă. Ce, domn doctor, dar eu sunt ateu, nu contează. Te duci acasă, dai drumul la muzica aia și lași muzica aia să treacă așa prin tine, să-ți pătrundă și o să vezi că o să ți se deschidă sufletul, pielea, nu știu, nu contează ce spune acolo, dar nu fi năbădăios, nu gândi că tu ești ateu și lasă să curgă prin tine muzica aia. E, în momentul ăsta omul merge la biserică, se duce la Văratică, e foarte aproape, se duce la Mănăstirea Neamț, văd pe cineva de la Văratică, bună seara, Maica Iosefina, Maica Stareță. Așa că fiți atenți la ce ascultați și învățați și pe cei mici ce să asculte. Mergem mai departe cu ascultarea. Colin Spaniol, Alananita Nana, instrument Daniel Iacșa, Gaudet și Petit Papa Noel.
Yeah.
Dacă ar trebui să fac o reclamă pentru corul Madrigal, aș spune simplu. Madrigal. Doar heruvimii și serafimii sunt deasupra noastră. Urmează să ascultăm încă două colinde, una compusă de Handel. Handel care a scris Das Lied, imnul Germaniei. Și Joy to the World și Adolf Adam, Noel, solistă, Teodora Javorski. And what?
Chisurile la urmă, la sfârșit, nu lăsăm să plece din Bacău așa repejor. Voiam să vă spun ceva de la început și am uitat. Afară există, dacă ori mai exista, niște CD-uri cu corul Madrigal. Cred că merită. O să găsiți și pe YouTube, dar din respect pentru munca artiștilor, cred că un CD în mașină cu corul Madrigal ar fi frumos. Mergem mai departe cu ultimele două. Colind înainte de bis. Deck the wall și noi umblăm și colindăm. Sing the
Și-n acum bunăm de ce e mila Domnului să fie lăudați și cântați și vă bucurați, lăudați și cântați și vă bucurați.
Profit de prezența domnului primar, Lovea Ostavarache, primarul Bacăului, și am două sugestii. Ca o stradă din Bacău să se numească Madrigal, dacă sunteți de acord. Pentru că în orașele noastre sunt străzi care nu înseamnă nimic. Ori cred că pentru Bacău, prezența pentru prima dată corului Madrigal în Bacău înseamnă foarte mult. Sunt câteva mii de oameni afară. Din păcate n-au putut intra. Și diploma de cetățeni de onoare ai orașului Bacău. Aplauzele continuă!